De acord cu acest înscris de onoare, doamna Sorana Georgescu Gorjan, pentru dragostea, dăruirea și competența operei sale despre Constantin Brâncuș. Sorana Georgescu Gorjan, fiica unuia dintre inginerii care au lucrat cu Brâncuș la înălțarea coloanei infinitului, a donat Târgu Jiului colecția personală de fotografii ce reprezintă istoria în imaginea construirii operei de artă. Drept mulțumire, reprezentanții centrului Constantin Brâncuș au acordat premiul internațional ce poartă numele sculptorului. Încerc slabele mele puteri să fac și eu ceea ce pot pentru a păstra memoria marelui sculptor. Vă mulțumesc! Al doilea premiu a fost acordat directorului muzeului Georges Pompidou, Alain Seban. Domnul Alain Seban, din păcate, n-a putut să fie prezent la Târgu Jiu, deși am aflat că și-ar fi dorit-o. Premiul îi va fi înmânat probabil în luna februarie. Premierea a fost urmată de un recital susținut de Vlad Miriță, artiști ai Filarmonicii din Craiova și ai Orchestrei de Cameră Lira Gorjului. Reprezentanții municipalității susțin că anul viitor va avea loc a doua ediție a Galei Premiilor Internaționale Constantin Brâncuș.